Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi voi face amandine. Pentru amandine avem nevoie de următoarele. Pentru blat, 10 ouă, 2 cănd de zahăr, 2 cănd de făină, un praf de sare, 5 linguri de cacao, un pachet de praf de copt și esență de vanilie. Iar pentru cremă avem nevoie de 500 de grame de frișcă, 500 de grame de ciocolată amăruie și o esență de rom. Într-un vas pun smântâna, de fapt frișcă. Punem la foc până face niște bule deasupra, să nu dea în clocot. Și acum o punem la foc mic. De oricum revenim. Între timp frișca s-a făcut. Oprim ochiul de la aragaz și deșteptăm peste ciocolată. Să știți că am ales să fac întâi crema pentru că trebuie băgată la frigider, ținută la rece. Amestecăm bine până se topește ciocolata, lăsăm să răcească și o băgăm la frigider. Și după, cu blenderul, atunci când va fi rece, punem și esența de rom. Așa arată ciocolata. S-a topit. Acum pun folie peste și o pun la răcit. Și între timp cât se răcește, fac blatul de prăjituri.
acum facem siropul, că și ăsta trebuie să răcească. Am pus 200 de grame de zahăr și mai pun 400 de grame de apă. Aici 400 de grame de apă. Pun zahărul pe aragaz. Le fac cratița cu zahărul. Și las să se caramelizeze puțin. Tot timpul trebuie să amestecați în vasul în care ardeți zahărul. Nu trebuie să plecăm de lângă plasă, tot timpul trebuie să amestecăm.
acum zahărul s-a ars. Nu știu cum să vă arăt. Uitați, așa arată. Și punem apa. Câte puțin. Așteptăm să putească zahărul să devină un lichid tot. Siropul s-a făcut și acum pun un plic de cappuccino și îl lăsăm la răcit. Ai, ce frumos miroase! Cam atât. Lăsăm să răcească și cât timp se răcește, apucăm de blat. Eu aici am pus cele 10 ouă cu gălbenuș cu tot. Adaug sarea. Și din zahăr treptat. Și încep să bat ouăle. De bătut ouăle. Uitați, așa arată. Acum praful de copt îl pun în făină și cacaua la fel. Amestec făina
cu cacao și praful de copt. Amestecăm bine. Și acum pun aici peste ouă, dar nu-l pun cu tot odată. Jumate din cantitatea de făină. Și cu o spatulă dăm de sus în jos. Amestecăm. Punem și cantitatea care ne-a mai rămas de făină cu praful de copt și cacao. Acum adaug esența de vanilie. Să pun jumătate din ea. Între timp am tapetat o tavă cu hârtie de copt și din cantitatea asta o să pun de două ori, deci o să coc de două ori. Am pus jumătate de aluat în tavă și jumătate mi-a rămas pentru o altă tavă. Acum îl bag la cuptorul preîncălzit la 180 de grade 20 de minute. De fapt, până îl încercăm cu o scobitoare și când scobitoarea iese curată, atunci blatul e gata.
Am scos din cuptor blatul și acum o să-l pun și pe celălalt. Crema s-a răcit și acum eu încerc să o blenduiesc cu blenderul. Acum adaug și esență de rom în cremă. Și amestec. E o cremă foarte bună. Tot. Acum eu am făcut în două tăvi, am pus jumătate și jumătate ca să nu mai fie nevoie să mai tai. Pun una peste alta, însiropez și pun una peste alta. Acum însiropăm blatul. Ia mânuța de acolo, tu nu ai voie. Da, punem și pe ăla. Nu punem. Trebuie însiropat foarte bine. De-aia am și pus în tava asta. Ca să poată să-și ia sirop, să fie în largul ei și să-și ia sirop cât trebuie. Și pe urmă îi tăiem marginele. Nu vă spun ce frumos miroase siropul. De la zahăr ars și cappuccino. Scuze. Da, cred că m-a luat gripa. Acum. O să adăugăm crema. Din crema asta o să oprim foarte puțin pentru mai face niște floricele la amandine. Cam atât. Asta o opresc. Acum cu spatula întindem.
frumos pe toată suprafața. Între timp am pus și crema și acum iau partea asta și o pun aici. O presăm un pic. Așa. Și acum punem din nou sirop. Însiropăm bine. Pe urmă o să o tăiem. Și ne apucăm să facem glazura. Dar oricum o să vă arăt. Tot pe cuiatru. Am pus la foc o cratiță cu apă în care voi adăuga 200 de grame de ciocolată într-un castron și o să-l topesc o baie de abură atunci când începe să clocotească, o să pun castronul acolo. Pentru glazură. Dar oricum o să vă arăt. Ciocolata a început să topească. A început să devină cât de cât lichidă. Și noi așteptăm. Așteptăm până se topește bine. Și eu în glazura asta o să pun și 3 linguri de ulei. Pentru că dacă pun ulei, dă o culoare mai frumoasă mai la glazură. Dar cum vă arăt. Uitați cum s-a făcut ciocolata. Și acum am pus aici 3 linguri de ulei și le adaug aici, în ciocolată. Și amestecăm bine. Ia uitați ce culoare frumoasă i-a dat. Iar cât eu tai prăjitura, o să opresc focul la aragaz, dar castronul va rămâne aici în baia de apă. Acum tăiem prăjitura. Facem porții. Așa. Și
curățat cuțitul tot timpul. Acum începem să tăiem și așa. Să știți că nu mi-au ieșit așa de drepte, dar asta e. Cam atât. Și revenim când o să punem glazura. Uitați acum pun glazura. Cu o lingură. Încă una și lăsăm să răcească ca să putem pune, să-i facem floricica. Sper să mă văd aici ce fac. Uitați așa. Acesta este rezultatul la amandinele noastre. Dacă vă plac rețetele noastre, le puteți încerca. Eu vă doresc un Crăciun fericit. O zi bună, la revedere!